Bună ziua, stimați telespectatori! Ne aflăm astăzi în perioada sărbătorilor alături de o familie de maneliști care sărbătoresc astăzi la un tradițional grătar la iarbă verde. Bună ziua, ce faceți aici? Păi n-a zis adineaur la televizor, face grătar. Noroc, da, domnule, înțeles că faceți grătar, dar de ce aici, de ce nu petreceți acasă? Am fi vrut acasă, dar în sufragerie petrece cai. Cum, dumneavoastră țineți cai în, în casă? Da, de da. Cere. Ia pașar măsar o sufragerie și mânz unde bara. Da, și fă, ce vorbești neîntrebat? Dar de ce stau cai? De ce petrec în casă? Dați-mi voie să vă explic, domnișoară. Pentru că anul ăsta, perioada la Paștele cailor a picat, a coincis, ca să zic așa, cu perioada la Paștele nostru. Și-a dat cu banul și-a câștigat cai, a rămas acasă. A câștigat cai, ce să faci? Asta e. Am înțeles, da. Noroc. Am înțeles, am văzut că ați venit aici cu cățel, cu purcel, cu... Florin Salam! Da! Ce faceți aici? So! Ascultă explicația! Alu Salam adevărat-o! De ce suntem aici? Yo! Sunt Salam adevărat! Și poți cânta la grătare. Foarte frumos. Mulțumim frumos. Îl văd aici și pe Adrian, copilul minune, cel mai mare cântăreț mic. Nu este cel mai mare cântăreț mic. Dar ce e? Este cel mai mic cântăreț mare. Să lăsăm și grijile la o parte, că suntem în săptămâna mare și să facem o dedicație frumoasă, că suntem aici cu finuțul meu. Să rămână nașule! Și alături de cumătru meu, Dan Bursuc. Solo! Înainte de solo, aveți grijă la cântare, și tu cumetre, și tu mânzule. Sanchi! Vă pup! Adi de la noi. Nașule, ca pe minune a apărut o polpie. Ce ca pentru tine? Cumătrule, mai ții minte când aveam grijă de tine când erai mic? A fost și mai mic? Sanchi. De ce perturbați liniștea publică? Șefule, la noi e cu tocmeală. Vine poliția și mi-a toată pulpa. Ascund grătarul și pulpele, să nu mi le ia caborele. Vine poliția și mi-a toată pulpa. Ascund grătarul și pulpele, să nu mi le ia caborele. Voi nu știți că n-aveți voie să faceți grătar pe spațiu verde? Care grătar, șefu? Cu care grătar, mă? Tu nu vezi aici? Ia uite câtă carne e! Șefu! Ia uite unde a parcat ăla pe interzis! Unde, mă? Bă, tu râzi de mine? Păi, unde-i carnea? Care carne, boss? Carnea care era pe grătar! Bossul, n-am avut nicio carne, am venit doar cu salam! Cu salam? Păi și atunci salam, de ce miroase a grătar, mă? Ascultă aici explicația lui salam! De ce miroase a grătar? Ia!
Măi, Salame, dar cu ce te-ai dat de puțin halul ăsta? Se, l-o de grător, de la Cristian din Hormersie. Ok, bine, gata, ajunge. N-aveți voie să faceți grătar pe spațiu verde, pentru că n-aveți voie să călcați iarba. Și ce-i fi vrut să facem, colegule? S-o fumăm? Sanchi. Îți bagi joc de mine? Nu. Tu ai băut, mă? Dumneavoastră, ați băut. Eu? Sunt în misiune, nenică, n-am băut nimică. Nu. Dumneavoastră sunt eu pentru tine, Sanchi. Bogdanele, ia spune-le cine sunt eu. Te lăsăm cu poliții, eu sunt mare afacerii. Eu sunt șeful lor, eu sunt șeful lor, șeful lăutarilor. N-am băut vodcăcii sunt și mă cheamă da bursul. Și mă cheamă da, și mă cheamă da, și mă cheamă da bursul. Ajunge că m-am enervat! Aveți 10 minute ca să vă strângeți catrafusele și să plecați, altfel vă dau o amendă de nu vă vedeți! Adică o amendă orbitoria! Da! Poate să fie chiar și 10 milioane! Auzi, filuțule, cât vrea locul meu de la Ferrari? Un Ferrari roșu? Parcat la liziera pădurii? Da. Am chemat de la ridicări săria, adineauri l-au luat. Păi acolo se parchează, bă, mașina. Poftim. Ce ai auzit? Haide! 10 minute să dispareți, să nu mai vă găsesc aici. Haide, Hai, strânge mâncarea. Ce o să faceți, domnule Salam? Muștar? Tu...